Salutare, salutare, vreșanilor! Eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, ei bine, vreșanilor, acest clip este unul cu totul și cu totul special, fiindcă astăzi, sau începând de astăzi, o să începem o nouă serie la mine pe canal cu un joc super, super genial, numit Grid 2. Nu știu câți dintre voi ați auzit de acest joc, dar mie mi se pare de-a dreptul surprinzător, sincer vă zic. Doar că este și puțin mai greu, pentru că cel puțin în drifturi este foarte greu să controlezi mașinile în jocul ăsta. Și o adevărată provocare, un adevărat challenge, mai bine zis, pentru mine. O să fie interesant, dar sper din toată inima să mă descurc, să dau greș și să fac cât mai multe cursuri interesante, ce pot să spun. Nu uitați acolo de cât mai multe like-uri pentru acest început de serie minunat, zic eu, pentru că e un joc care m-a prins extrem de mult. Am mai jucat puțin off-camera și mie, eu cum vreau, bineînțeles, să-i distrug pe alții. Da, se mai întâmplă. Ce să vezi când vrei nu Bibi. După cum a spus, m-am mai jucat puțin off-camera și m-a prins destul de mult. Mi-a plăcut foarte mult grafica jocului. Mamă, 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 cât la limită. La limită a fost asta. Poate ieșim și noi pe locul întâi, dacă știi ce zic. Ar fi chiar super tare. Sper ca sunetul jocului să nu fie chiar atât de tare. Opa, mamă. Hai că m-am dus la mama naibii, ești nebun. M-am dus mașina asta. Eu controlez și cu mâna stângă, vereșanilor, și este sincer destul de greu să nu știu, uneori să aproximez cam cât ar trebui să apăs tastele, dar o să-mi intre mie în sânge, nu-i problemă. Hai să vedem. Cu spatele, cu spatele, cu spatele. Mamă, ce prost îs. Ce cu locul 4, frate, cu... Dacă îi mergeam cu spatele, ești nebuna. Era prea frumos, asta e, în păcate. Se putea și mai bine, ce drept. Uite, Andrei Vereștist, aici a fost, dăm continuu. Aia, se putea și mai bine, din păcate, în momentan nu s-a putut. Și de ce scrie acolo, uite? A, cred că ăștia-s prietenii pe care i-am eu lista, probabil, că uite și Colo și... Ok, interesant, interesant ce pot spune. Sper să nu am prea aproape microfonul de gură, dacă l-am prea aproape, să fie cu iertare. Și mi-a ieșit un dita mai coșoi, frate, aici, adică uitați-vă și voi. Bun, hai să mergem la următoarea cursă. Hai să vedem. Los Angeles, mamă. Bine, bro, mulțumim frumos că ne spui. Apreciem din toată inima, dar te rog frumos, termin odată, că vrem să dăm cursă aici, nebun. Dăm cu mașina. A, trebuie să ne customizăm mașina asta? Sau? Nu spune, nu vreau să customizez, că n-am chef. Mamă, de ce a fost draw frame? De ce sunt draw frame-uri în jocul ăsta, ești nebun? Oare chiar atât de prost să fie... optimizat, pentru că ați văzut și voi în joc în 24 de 6 km. Sper să se vadă bine și pe filmare, pentru că efectiv în timpul cursei n-am probleme, cel puțin că sper să n-am probleme cu lagul și chestii de genul, ar fi chiar nasol. Mamă, mamă, guys. Ia uitați-vă, vădeșanilor, ce grafici, ce splendoare. Vai, curse, mamă. Mi se pare că acum Need for Speed-ul ăsta de noul apărut e să curse de genul. Mamă, dar trebuie să încetine și eu, că iau parapeții cu 100 la oră. Opa, mamă, bine, vereșane, bravo, bravo, mamă. Like-uri acolo pentru driftul ăsta și pentru curba asta frumoasă. Mă mențin în continuare pe locul 1? Ești nebun? Bun, 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 bun. Văd că mașina asta... Driftează mai greu puțin. Poate că mi se pare mie. Ok, 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 ok. Bun, 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 bun. Aolo, 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 aolo. Să nu iau stâlpul, să nu iau stâlpul. Și tu de veresane. Bine. Uite că în cursa asta a fost cu mai mult noroc și eu mă bucur enorm. Am luat eu puțin parapeții la înaintare, dar e ok, e bine. Frumos, dăm continuu. Sper din toată inima să mai fie draw frame-uri aici în loading screen, pentru că uite-te și tu, 42, 60, uite-te și tu, scad la 9 FPS-uri, ești nebun. Și nu e ok, guys, să ai 9 FPS-uri în loading screen, când în joc ai 10.000 de FPS-uri. M-au mai dă mâna? Nu știu, am dat restart? Nu cred că am dat restart. Înseamnă că sunt adormit eu. A, poate că sunt mai multe curse, poate e o adevărată provocare, dar sper să nu fi dat de restart. Sper să nu fi dat de restart. Ok. Mamă, deci e interesant.
Nu cred că Andrei Stark, ăsta e mai nervaș puțin. E mai nervaș puțin și nu. Mamă, bine, era frumos dacă îl făceam și ca lumea. Nu știu sincer dacă am dat restart. Dacă am dat restart să fie cu iertare, aia, mai facem o dată. Mamă, mamă. Ulu. Mamă, s-a deschis ușa. Hai că încet să mă obișnuiesc cu joc, cum place. Stai să-mi dă în calea. Lasă, pleacă de... Ok, nice. Da, mare flashback. Dar văd că și mie cam fuge spatele. Du-te, Vereșane. Nice. Mamă, bine, one. Hai că am câștigat, cred că era 2 din 2. Da, posibil. Sper din data mea să nu fi dat restart. Dacă am dat restart, taie. Nu că am dat continue, frate, nu cred că am dat restart. Poate așa e curza, cu siguranță așa e și curza. Wow, sunt chiar super excited în momentul ăsta și mă simt super awesome. Am dat cu puțin engleză pe la colțul gurii, bineînțeles, dar asta e ne permite. Chiar dacă mai ating cu bărbia microfonul, să fie cu iertare, guys. 8 vehicule. Ah, deci are mai multe cursa asta, să înțeleg. Să jucăm contra alții. Bă, am înțeles. Este o adevărată provocare asta, să înțeleg. Da, jucăm împotriva altcuiva. Mamă, dacă m-am câștigat pe amândouă, hai să vedem. Dacă o să câștigăm și pe asta, că devine din ce în ce mai greu. Apare mașina, e destul de super faină. E destul de super faină, asta zic. Mamă, ce i-am încăpiat, ești nebun. Asta zic, Vereșane, rupe-i. Văd că pe filmare se vede ok, sper. Bun. Bun, bine, Vereșane, bine. Hai că începe să-mi placă jocul din ce în ce mai mult, guys. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Mamă, ce driftane dă Vereșane aici. Nu. M-am atins puțin. I-am dat mare flashback. L-am căpiat de tot? Pe Barossa? Aici iarăși asta. O să ating. Bun, și-am câștigat din nou. Mamă, ce joacă Vereșan, bineînțeles, e o carieră. Dar o să jucăm și online pentru că Grid 2 Vereșanilor este și online. Și nu durează cursele atât de mult din câte observ față de Dirt 3. Mamă, și-am câștigat, nu? Bine! Dar de ce Raiden și aia sunt acolo? Raiden, Cole, am văzut, mai știu, Tony, Ju, ăștia sunt prieteni după Steam, fratele meu. O, am primit o nouă realizare. Mamă, și Vereșanu că ocupă poziția completed, objectives completed. Mi-au crescut fanii, adevărat. Ok, deci astea le-am dat ambele. Pe ambele, test drive nu vreau. Vehicles challenges, promo. Hai să mergem la asta. La cea din mijloc. Super tare, frate, abia aștept să terminăm cariera asta, bineînțeles. După care să începem să ne jucăm online. Am foarte multe serii pentru voi, vereșanilor, pe care vreau să le încep. Pentru că na, se apropie și vacanța de iarnă și... na. Ok, trebuie să-i punem ceva nume. Loading. Mamă, avem o nouă mașinuță frumoasă. Bob Evans, enter. Mamă, uite-te și tu, sunt drop frame-uri, dar în obiect să-mi place că totul se mișcă perfect și asta e de apreciat. Și microfonul cred că îmi stă super ciudat, dar e ok, nu. Mă iertați, să-mi fie cu iertare, guys. E și primul episod, sunt și puțin excited, entuziasmat. Nu uitați acolo de cât mai multe like-uri pentru acest clip. Mamă, ia uitați-vă, guys. Dar nu, ăsta e de timp, oare? Sau, cred că e de timp. Posibil să fie de timp. Sper să fi luat bine, guys, că dacă n-am luat-o bine, s-a dus. Da, am luat-o bine. Mamă, ce intră Vereșanu în drifturi. A luat parapetul sub roată. Cu parapetul sub roată. Da, asta e de timp, sigur. Ok, m-am redresat. Dar trebuie să țin apăsat pe accelerație când intru în drift. De puțin. Mamă, dar mașina asta se poate controla atât de greu. E un backflash. Ce? Chiar și ce aș fi putut face drift? Driftania! Hai să vedem, cât coatem. Se putea și mai bine, lejer. Se putea și mai bine, dar... Object a... failed. Mai încercăm o dată, Vereșanilor? Ce spune? Să mai încercăm o dată? Nu știu ce să zic. Hai să dăm un restart, pentru că totuși, frate...
Dăm un restart, că nu. Hai să te concentrăm mult mai mult. Ne-au ieșit câteva drepturi frumoase. Mâna stângă, vă dați seama, e și greu cu W-ul ăsta, frate. Trebuie să ai skill. Dacă nu, eventual să nu mai încercăm drifturi. Bun, perfect. Asta trebuie atenție mult în jocul ăsta. Mamă, dar parcă aș fi în GTA. Nu știu, oare graficele din GTA... Oi! Oare de graficele din GTA 5 sunt mai ceva ca... Sau graficile astea sunt mai ceva ca și graficile din GTA 5. Vedeți-mi acolo în comentarii, vereșanilor. Mamă, interesant drip. Sper să scot timpul necesar, deși acum parcă văd că mi ies drifturi. Adică, mă rog, nu avariez mașina deloc. Hai că ăsta nici nu-i ghinion, adică să ne înțelegem, adică ăsta nici nu-i ghinion, ești nebun. No, mai, nu-i mai dau restart. Asta e ghinion curat. Asta e ghinion curat, ești nebun. 1.05, cred că la fi tot același timp, că mai mult am scos obiectul ăsta. Asta e, o să mai încercăm în episoadele viitoare. Deși ar trebui să nu mă las, dar asta e, că dăm continuu și mergem mai departe, să vedem. Poate mai avem o cursă de dat, cine știe, deși refuz să cred asta. Și că am ieșit pe locul 1, păi uite, cred că am ieșit pe locul 1, dar... A, 0. Am crezut că am completat. Bun, hai să mergem aici la test drive, să vedem ce test drive avem aici. Mamă, un Mercedes... Asta, avem mai multe mașini aici. Uite, mă ajunge la test drive cu asta. Asta mi s-a părut. Asta cum e? Hai să vedem cum e asta. Că nu, n-am fost. Hai să mergem cu asta la test drive, guys. Mergem cu asta frumos. Îmi place foarte mult la jocul ăsta, pentru că, după cum am spus, cursele nu țin foarte mult, efectiv. Și asta mi se pare de-a dreptul surprinzător. Mamă, frumos. Ai de capul meu, frate. Cât de realistic pare totul. Cât de frumos. Păcat de drofrimurile alea care sunt în lobby acolo. În black screen. În black screen, doamne, în loading screen. Mamă, suntem fed. E sat, oare? Mamă. Ulo! Bine, uite, ne și filmează. Eu nu prea știu să intru așa drifturi cum trebuie aici, na, pe dacă nu vine, frate, în minte. Spuneți-mi acolo în comentarii că nu sunt pe pista asta, da? Nu e pistă, e altcumva se numește, avea altă denumire. Opa, bine. Poc. Am înțeles, s-a dus. M-a detectat cum că am trișat, a? Mă depunctează? Oare cât avem de făcut? Dar n-ai cum, frate, să faci, efectiv. N-ai cum să faci. E greu, mă jur. Pe, nu știu, cu mașina asta n-ai ce să faci. Îmi place că și scrie Intel acolo frumos, Intel sponsor me. Totuși jucăm cu grafici pe ultra, guys, adică mie mi se pare interesant jocul. Oare se termină aici? Nu cred că mai avem poate un lap. Oricum, ciudată cursă, adică ciudat faptul că nu prea mă descur eu. Da, din păcate, cred că ar trebui să-i cam dau un restart așa, dar nu-i dăm restart ca să nu pierdem timp așa înapoi, dar parcă vezi că am luat fail. O să-i dăm continuu, nu știu la ce. Oricum, ăsta a fost un test drive, mai bine spus, și nu cred că ar trebui să fi luat așa de mult în considerare, zic eu. Acum, nu știu, poate greșesc, să-mi fie cu iertare dacă greșesc, da. Bun, deci acum o să mergem la promo. Mamă. Nu spune că așa dăm cu... A, nu, m-a speriat că dăm cursele așa, din camera respectivă. Hai să vedem. Da, brodere, da, te crezi și eu. Da, zic și eu când începem așa.
Mamă, mergem. Mamă, cu altă mașină. Bine, îmi place. Și cred că după cursa asta o să punem și noi capăt episodului Vereșanilor, ca să nu dureze atât de mult. Oricum, o să dureze seria asta, adică vă spun cu mâna pe inimă cu... Ok, nu înțeleg de frame-urile astea. Poate că se tele pe ultra și de asta, dar totuși, frate, dacă jocul se mișcă bine, adică totuși, să ne înțelegem. Vreau să fac cel puțin, nu știu, vreo 20-30 de episoade din seria asta. Mamă, mi-a dat așa. Ai de capul meu. Mamă, deja am avariat. Asta zic. Mă, uitați-vă cu... de mașină. Mamă. Mamă. Ia uitați ce fac eu, uitați. Am bucat botul. Bine, în loc să fac eu asta, mai bine aș încerca să mă redresez. De ce cu avariile? Ai de capul meu, ce cursă. Ce mai cursă, oh my god. Hai să dăm un restart noi frumos, că nu e ok. Ca să fie o cursă frumoasă așa ca de final de clip. Bun, hai să mergem partea asta pentru că o să facem mare drift. Dar tot mă pușesc de parapetul ăsta, frate. Și ăsta de ce are avariile pornite? Sper să nu mai avariez atât de mult. Am înțeles. Dar n-am voie, deci cred că aici n-am voie să mă... O lujă. Mă iau puncte. Opa, frumos drift, frumos. Mamă. Opa, bine. Mamă. Mamă, este unul că unul față, mi-a zburat capota, am înțeles. Vrășanul la volan aici, pe circuit. Pe circuit era, frate, așa. Pe circuit. Asta e că uneori mai sunt drog frame-uri și nu-mi place. 100 de puncte. Sper să vadă ok pe filmare. Uite, Vereșani, dar asta cum sunt în față, frate, ești nebun. Mamă, începem de la capăt și întrage mașina. Întrage o roată, nu știu, roata din... Întrage mașina într-o parte, nu știu care parte, în care parte trage. Cred că stânga. Mamă, săraca mașina asta. Cred că... Oamenii se distrează văzându-mă. Hai că se distrează dacă e. Uite, deci tu contra jeep-uri. De ce sunt jeep-uri aici? Doar și doar jeep-uri. Așa e, dacă le distrug efectiv. Dacă le distrug gen, primesc puncte, văd aici. Dacă mă bușesc de parapet. Da, pe ce? Sunt normal. Da, hai că-mi place că sunt și draw frame-uri. E clar. Aici sunt diferite spike-uri de astea. Nu știu exact care era. Dar cât mai avem? Alep, 3 din 3. Nu știu, să mă uit pe filmare să vedem, a fost doar drop frame-uri. Deși sper din toată inima să nu fi fost. Bun. Ideea e că aici nu trebuie să te bușești, fratele meu, că... Ăla a dat cu mâna, ați văzut? My god. Sper să se miște ok, guys. S-a depărtat de mine, băieții. Aoleu. Tot uite aici, nobis, pentru că uitați-vă și voi, sunt draw frame-uri, frate, acolo în partea aia. De ce? Cred că mai trebuie să scad din setări, că, na, totul joc. Pe un 1050 nu ne permite mai mult. Da. 4100 de puncte, nu știu dacă e bine. Ăla ce? De unde era, frate, ăla? Object fail. Nu știu, chiar o să mă uit pe filmare, sper să fie văzut bine, dacă nu mai scădem din setări. Asta e, a luat ăsta 9000, mamă, câte puncte a luat. Asta e, m-a făcut un guru. Oh my god.
locul 2. Asta e. Cam asta a fost și episodul Vereșanilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost Andrei și bineînțeles că desigur noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!